Începem acest vlog prin a vă spune bun venit sănătoși și, și întâi de toate, până să facem plimbarea prin Curechiu, am vrut să filmăm monumentul dedicat Revoluției de la 1784, fiindcă, așa cum o să mai spunem mai multe, în această comună este locul unde s-a aprins scânteia Revoluției. Revoluția lui Horea, Cloșca și Crișan. Anul acesta împlinindu-se 240 de ani de atunci. Bun. Ne mergem mai departe și vrem să vă arătăm cum arată astăzi Curechiu. Din cele mai înalte locuri până aici. Și dacă tot m-am oprit la monument, nu puteam să nu observ aceste case. În special cea de acolo, care vedeți că are acele risitoare, cum des mi-e dat să văd prin aceste locuri. Da, Curechiu în varianta în care unele case sau unele construcții sunt abandonate. Și iată-ne luând satul Curechiu de la deal spre vale pentru a vedea împreună cu noi cum arată locul de unde a pornit Revoluția de la 1784 a lui Horea, Cloșca și Crișan. Da, Răscoala mai exact. Răscoala. Da, izbucnită inițial în 31 octombrie 1784 în Mesteacăn, județul Hunedoara, dar la 2 noiembrie Crișan a adunat toți obagii răsculați din Curechiu, din acest sat, și i-a convins să meargă către Alba Iulia pentru a se înrola, să zicem așa, și pentru trupele de grăniceri. Da, exact. Și de aici, acest lucru n-a fost pe placul unora și au fost atacați de către forțele armate ale. Da, dar ei au inițial s-au dus către, de la Curechiu, mulțimea iubagilor s-a îndreptat spre Crișcior. Da, nemulțumiți că au fost atacați și s-au revoltat în urma acestui atac asupra lor, s-au dus către, ei aveau un alt drum. Da, și s-au dus către Crișcior. Ei se duceau către Alba Iulia, dar iritați de atitudinea care le-a fost, atitudinea au nobililor de pe atunci, asupra lor, s-au răsculat împotriva lor, mergând către Crișcior, unde au atacat și au ucis tot ce înseamnă nobilime. Pe urmă, o parte s-au dus către Deva și așa mai departe. Vedeți întregul, o să ne mai completeze dacă e Adela cu informații, dar noi între timp să vedem cum arată astăzi în 2024, la 240 de ani de atunci, aceste locuri. Ne bucurăm în special de o priveliște superbă. Din fericire, astăzi ne ajută și soarele cu
prezența. O lumină mai plăcută. Drumul, în schimb, este unul destul de îngust. Iarăși, posibil să avem pe aici întâlniri cu alte autoturisme. Și să ne strecurăm așa, încet, încet. V-am zis că vă arătăm din deal, adică din partea cea mai sus a satului, coborând până la sat, până la monumentul care vi l-am prezentat mai devreme. Aici. Deci de aici a pornit Răscoala Iubagilor din 1784, 240 de ani de atunci. Vă dați seama ce era pe aici atunci? Da, cred că nu cred că există vreo casă care să mai dăinuie din acea vreme. Cu siguranță nu, și cu siguranță în perioada respectivă casele nu erau construite din... Da, erau... Erau colibe. Uite, cam așa ceva. Da, cred că e modernă. Dacă n-am prins-o, cea de acolo. Da. Probabil că dacă am avea cum, mă rog, e și vremea de altfel, nu ne ajută și e noroi, dar dacă ai lua un pic așa la picior prin pădurile astea și dacă ai mai întâlnit cruci din acelea vechi, posibil să fie anumite monumente de pe atunci, da, mă rog. Ce e din piatră poate să crezi că ar fi rezistat timpului și intemperiilor de atâția mari de ani. Dar e bine să cunoaștem și un pic de istorie. Dacă suntem pe aici, dacă și tot aici, vă prezentăm aceste locuri, această parte din Hunedoara, că anumite se vânează de obicei vloguri doar din anumite părți ale Hunedoarei, acele sate vestite unde populația devine din ce în ce mai locuitorii sunt din ce în ce mai puțin, populația scade și prezintă un interes. Dar uitați că Hunedoara, din câte am văzut noi, cu mici excepții, este destul de locuită și are viață, să zic așa. Da, e un județ locuit și un județ foarte frumos de altfel al țării și de unde au pornit multe, sau de unde s-au scris multe file de istorie de altfel. Și poate că e o chestie care, având în vedere că vin foarte mulți străini și în aceste zone, ar fi bine să li se spună anumite aspecte. Da, cu toții suntem conștienți de lipsa acestor motive de a atrage turiștii în astfel de zone, în astfel de sate, cum în afară orice pietricică poate crea o istorie indusă câteodată sau prea înflorită. Uite că noi nu avem nevoie de așa ceva, că noi avem o istorie și avem lucruri care pot fi într-adevăr povestite. Și știi că e și o vorbă de altfel și se spune că un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții, spune Nicolae Iorga. Corect. Acesta fiind singurul monument care amintește de acea răscoală.
Probabil că mai sunt locuitorii care știu mai multe unde, ce, cum, unde au fost taberele celor strânși. La biserică. La biserică. Au și spus, în biserica din sat s-au întâlnit. Aici creștinii au convins să plece către, să se... Erau deja iubagii răsculați. Ne scapă... A crucea aceea veche. Ne scapă aceea cruce, această cruce din lemn. Da. Încercăm să ajungem până la biserică, dacă tot am menționat de ea. Iată-ne să ne mai vedeți și pe noi, că ne-ați văzut pe acest an, 2024. Ne-ați auzit, doar ne-ați auzit din spatele camerelor, în periplul nostru prin sate. Și... cu această ocazie, iată, în spatele meu. Este o cruce din anul 1874. Această cruce sfântă, această cruce sfântă s-a face ronul. Să vedeți de ce e greu așa să... Această sfântă cruce este făcută cu ce? Da? Domn Arond Patoduran. Ianuarie 1874. În anul 1874. Cele fântânele și cățel cu minte. Acum eu sunt curioasă dacă această biserică este chiar cea în care creștinii a adunat pe iobagii răsculați. I-a adunat și i-a convins că să plece către Alba Iulia. Vedem acum dacă avem pe cineva să întrebăm sau unde găsim informații. Uite acolo și vechi. Cu toate că noi am tot arătat crucile acelea din curți. Uitați că sunt multe locuri de veci și în cimitirul bisericii. Frumos. Am obosit. Am urcat. Vă dați seama dacă ar fi fost să vă arătăm toate văile astea la pas, odată că nu acopeream o așa vastă suprafață și n-ar fi fost rău să dăm și câteva kilograme jos, mai ales că este sănătos.
Interesant această îmbinare de 2022. Da. Degeaba sunt locurile de veci aici. Da. Măcar să ai o priveliște ca aceasta. Păcat că chiar nu te mai bucur de ea. Am găsit ceva? Ceva legat de 2007. Uite, uite. 1926-2009, medic. A trăit numai pentru a-i ajuta pe alții, să-i fie memoria binecuvântată. De altfel, vezi, are și mormântul lângă biserica, deci probabil că a fost un om foarte bun. Da, eram la... de biserica. O biserică construită integral din lemn. Doar fundația ce este din piatră. Să fie oare biserica 240 de ani să aibă biserica? Este posibil. Este posibil. Biserica întotdeauna... Uite, vezi aici? Da. Scrisurile astea. Zic slave. Sunt slave, da. Și acolo, dacă ne uităm, ia. Uite aici. Zic că am mai avut noi e discuția. E 1-1. Am avut noi discuția și erau datele celor care au slujit în biserică, al preoților. Da, sunt... Asta e slavă, o... nu e, nu știm. Da. Vedeți și voi ce... Ce frumos este încadrată de aceste sculpturi. Acum mi se că e refăcută. Are să mă uit acoperișul, turla... Da, locuri, da. Ia să vedem acoperișul. Ați văzut voi ce era acolo? Întindere destul de mare a cimitirului. În detrimentul ceea ce spuneam despre locurile de veci. Că în aceste zone sunt foarte puține. Da, crucile cele din lemn n-ar fi rezistat 240 de ani, deci din câte ne dăm seama nu găsim mai multe informații vis-a-vis de informațiile le găsim
informațiile le găsim, le găsim pe internet. Da. Uite, de exemplu, acel cruce de acolo poate să fie de 240 de ani. Dar cum e de... Dar cum e de tocită? Cu siguranță are. Ar putea avea. Ia să vedem că mai este una care... 1925. Născut aici, odihnește Anica. 1947. Născut în 1925. Da. Deci, nu cred că 240 de ani ar fi, am găsit. Cred că nu conștriu pe. Ea contează că e un loc frumos și un loc cu istorie. Ne-am oprit să vedem cascada. E un fel de... E un fel de topogan. Cascada Curechi. Se vedeți acum are undeva la 30 de metri. Urmește cam de acolo. Și... Acolo în capăt are o vâltoare, o cădere. Din păcate nu este amenajată pentru a coborâ. Dacă ajungeți prin zonă, o să vedeți niște marcaje pe stânci. Niște semne făcute pe stâncă. Interesant. Acesta este locul, acestea sunt locurile. Acesta este tărâmul de unde a izbucnit răscoala de la 1784. Aici se încheie și periplul nostru prin Curechiu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și dacă vă plac vlogurile noastre, acel like ne răspunde la această întrebare. Rămâne sănătoși și ne vedem la un alt vlog pe vedem noi ce altă temă. Cu bine! Sănătate!